FC Argeș și-a împlinit 59 de ani. Din păcate, a fost o sărbătoare tristă pentru suporterii piteșteni. De 4 ani, în eșalonul secund al violeții se zbat în mediocritate. Galeria a marcat evenimentul printr-o întâlnire cu două foste mari glorii ale clubului, îndepărtate de conducerea actuală. Nelu Ceaușu și Ilie Bărbulescu au primit din partea asociației Fan Club FC Argeș diplome de onoare pentru tot ceea ce au realizat în tricoul alb-violet. Vreau să le mulțumesc băieților și aș dori ca mai multă lume și mai mulți foști fotbaliști să vină lângă spiritul acesta argeșean. Ai ce să vă spun, sunt foarte emoționat pentru această diplomă făcută de această asociație Fan Club FC Argeș, care au fost și sunt alături de echipă. Este ceva care un simbol pentru ei, ceea ce am realizat noi. La eveniment ar fi trebuit să participe și Bogdan Argeș Vintilă. Din păcate, fostul mare goalkeeper a lipsit din motive obiective. Am ales să-i declarăm membrii onorifici ai asociației. Bine, asta o să se întâmple cu mai mulți, că totuși, de bine de rău, avem 60 de ani și chiar avem istorie, avem destule persoane care sunt uitate de conducători, de autorități locale, dar noi nu o să-i uităm, o să-i apreciem pentru tot ce au făcut și am zis să o luăm așa, într-o ordine, eu știu, în primul rând, persoana care a fost probabil cea mai apropiată și de galerie și pentru noi înseamnă foarte mult, da? Bogdan Argeș Vintilă, totuși să te numești Argeș pe buletin, e o chestie care, nu știu dacă există în lumea asta acest lucru. Și să ai destinul să ajungi jucător la FC Argeș, asta chiar e ceva de vis. Și creat aceste, diplome, da? Pentru că merită cu prizătinte să fie în inima noastră, da? A fost un gest mic, dar care a reprezentat enorm pentru cei doi. Atâta timp cât vor mai exista oameni care sunt legați de alb și violet, mai există încă speranță pentru FC Argeș.